Bună ziua, sunt Petri Obaie și vă invit la o nouă, la o nouă ediție a interviurilor Pagina de Media Live. O ediție în care avem nu unul, ci doi invitați. Doi actori pe care îi știți dintr-un nou serial, Liber ca pasărea cerului. Marius Florea Vizante și Ștefan Bănică, bine ați venit în studiu, Pagina de Media. Mulțumim Am luat-o invers față de <laughs> cum apare pe generic, dar mă vom mai roti ca să împăcăm pe, pe toată lumea. Înainte de a începe interviul, știți foarte bine cele două precizări. Dacă voi considerați că această discuție are potențial, eu zic că are, share către prietenii voștri pe Facebook, share la fel și voi dacă aveți telefoanele la îndemână și uh, dacă, aveți, uh, dacă aveți întrebări și în măsura în care voi avea timp să le pun, un comentariu și voi încerca să le pun mai, mai departe. Începem discuția. Încă o dată, bine ați venit. Ștefan Bănică și Marius Florea Vizante de data asta. Bine v-am găsit. găsit. Eu sper da. că totuși cei care se uită ne cunosc de dinainte. <laughs> asta de vreau serial. să zic <laughs> că da. da. Exact. Poate Azi, unii am... nu ne cunosc deloc din serial sau poate unii, că... unii nu ne cunosc deloc. E posibil. E foarte e posibil. Nu ne mai miră nimic astăzi. O să încep cu o întrebare ușor mai subversivă, așa, pentru că serialul se numește Liber ca pasărea cerului. Dar voi sunteți doi. Cine e liber? Ștefan Bănică sau Marius Florea Vizante? Pe rând. 2. Uh, Vizante e liber în capul lui, așa, dar nu despre ele e vorba în serial. Uh, Orlando... Um, adică eu? Pentru cei care nu ne știu de serial. Deci Orlando, da? Așa, din serial. Și Ducu. Și Ducu. Uh, caută chestia asta. Orlando pare a fi mai liber. Orlando... De fapt, e o, e, o, e o metaforă, și asta mi-a plăcut. și bă, La un moment dat, cineva spunea, nu mai știu, habar n-am, nu vreau să greșesc, spunea, domnule, ar fi bine să se schimbe titlul. Nici vorbă, zic, de ce să se schimbe titlul când metafora e, e pentru toată lumea? Adică, indiferent de, de bă, câți bani ai, ce fel de gândire ai. Important, toți vor să fie fericiți Cam asta înseamnă liber capacitate da, Dar cum adică se schimbe titlul? Cum? În ce? Nu știu, la bar zis n-am zis nici zis. nu mă, nu mă, nu mă interesat Dar am zis că eu o tâmpenie cum să schimb titlul ăsta E un, e un, e un titlu foarte bun E bun și uh, uh, Reflectă cumva Poveștile și aspirațiile uh, Tuturor, Personajelor Și ale spectatorilor Oamenii se pentru fiecare din noi Vrea să fie fericit într-un fel sau altul Adică pe, pe drumul lui Cam asta e, e, e o, o Mi Se pare un titlu generos. generos Că până la urmă, da. libertatea nu e, nu e un lucru cuantificabil. E ține de fiecare în parte, știi? Fiecare cum gândește, vede cum se libertatea se simte. în felul lui. Mm? În, în serialul de pe Antena 1, tu ești tipul șmecherașului. așa, pierde vara jmeteeraș, mm? făcut rapid niște bani, așa. Tu ești uh, familistul acela cu probleme, a apăsat, așa. E, mai nepriceput, mai mai, piedicat, nepriceput, mai da uh, Când s-au făcut rolele? De la început așa vi s-a propus? Nu, a fost invers, dar... Uh... <laughs> 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 cum ar fi fost? Da, da, păi, asta asta exact, asta cum ar fi fost da. să fie invers uh, Marius Florea Vizante, care în general are <coughs> rolul celui mai naiv în cam toate filmele, este uh, acolo are o doză lui de... În general, regizorii și... Uh, uh... Mai să aici, în televiziune, producătorii se gândesc să meargă la punct, ochi, punct lovit. Și atunci, pentru a face un contra cum ar veni, da? Ceea ce bă, pentru noi, ca actori, ar fi extrem de interesant, ca eu să joc genul ăsta de personaj și el să joace genul meu de personaj. Pentru asta, îți trebuie un, un, un regizor care pariază pe tine și care și asumă. E vorba de asumare. Oamenii, în general, oamenii care au reușit și care au făcut lucruri în mărețe, întotdeauna au riscat, întotdeauna au fost priviți la început, păi ce faci, cum e posibil? Și oamenii și-au asumat. În, în peisajul de azi al televiziunilor, e, după părerea mea, fără să fiu foarte rău, așa, un pic, e o lipsă mare de asumare. E o lipsă mare de oameni care știu să dea cu pumnul masă la un moment dat și să spună nu domne, se face așa. De ce? Pentru că eu mi-asum chestia asta. E, e extrem de important. Dar pornisem de la... Noi suntem ok în, în, în distribuția asta și eu cred că pentru cei care au văzut și sper să fie așa. Adică important e să se nască o chimie, să fie o chimie între doi actori. Mai ales când se joacă în cuplu. E foarte important. Când joci în cuplu, noi suntem un, un, un singur vector, noi jucăm în cuplu, noi unul fără celălalt, uh, balanța... Don uh, Quixote și Don Chopanza, așa, exact, așa ceva. Exact, cam, exact, așa, ceva, cam da. așa ceva. Și partea mișto este că ne-am ne lipit de la, de la bun început. Și asta e foarte important. extrem Și important. acum, uite asta, ca să întoarcem puțin foaia de la critică spre laudă. Și asta e, pe de-o parte, tot meritul celui care face distribuția. Și în teatru se spune că o distribuție bună, bine făcută, e 80% succes. La produsul finit. Și asta de, e într-adevăr, iată o dovadă că lucrurile sunt bune. Noi am colaborat foarte bine. Ne-am stimulat, ne-am provocat, pro, ne uh, provocat da. și ne-am, ne cum să zic, am clădit. urcat împreună treptele, le-am clădit împreună. Știu, unul punea o cărămidă, unul nu mai venea cu mortar, apoi inversa și mai departe. Uh, și asta arată că e just uh, asta, procesul ăsta de distribuție. Până acum, acum... Până acum voi v-ați mai întâlnit pe scenă, direct pe scenă, nu așa, public? Nu, pe scenă nu. Am mai urcat eu o dată la el la concert, <laughs> am vrut să-i dau un buchet de flori. <laughs> <laughs> nu, no, deși, culmea, suntem, suntem la același teatru, suntem colegi la Teatrul la de, de comedie. Și la Metropoli, și la Teatrul de comedie. Bun, la Metropoli jucăm colaborare, dar suntem angajați la Teatrul da, de comedie. Și, și, da, da, da. și uh, <coughs> până să jucați împreună ce credea actorul Ștefan Bănică despre actorul Marius Florea Vizante și invers, până s-a apucat să jucați. Deci eu știam, știam pe Vizante, bine, avem și prieteni în comun, ne știm de foarte mult timp, am și făcut la un moment dat, o chestie, un, o glumită parodie, parodie, da. parodie, la TVR. Practic nu noi am deschis ușa parodiilor, parodiilor adevărate etape, la TVR. Eu făceam pe, pe, pe Cornel Dinu, tu erai Era final, penaltic, dacă da, poți da, să crezi, da, da, da. cu machiaj, cu A, perucă. Cu vreo, cu... Cât, Oho, sunt foarte mulți ani. ani, ceva de genul foarte mulți ani da. e, și ne știm, bă, bă, eu îl știu, știu pe Marius de, 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 de mulți ani și l-am văzut jucând și întotdeauna mi-a plăcut, e o tipologie specială de, de actor și bă, cei care pariază pe el doar pe actorul comic se înșală pentru că există mult mai mult acolo. Chiar de curând l-am văzut în spectacolul lui de la comedie, regizat și făcut de el, Viziuni se cheamă. Și duceți-vă să-l vedeți, pentru că e un one-man show. Și e extrem de important, mai ales că vorbim de pagina de media. Una este imaginea, mai ales pe care ți -o, ți -o face televizorul sau opinia publică, și una este artistul. Sunt două chestii total diferite. Din păcate în România bă, diferența începe să devină din ce în ce mai mare între realitate și ficțiune. De ce? Uite, Pentru important. că bă, se merge foarte mult pe imagine, extrem de mult pe imagine și când pun imagine pun între ghilimele și se uită conținutul, se uită forma. Îmi place tot timpul să dau acest exemplu cu ciocănitoarea Woody. Așa. Era Niciun un... De, știi, Woody Woodpecker și de, era un crocodil prin Florida și vrea să o mănânce pe asta pe Woody, înțelegi? Și Gaciu avea de toate. Deci avea tigăi, avea, era master chef, era pregătit cu de toate, tot, tot. Singurul lucru ce îi lipsea era ciocănitoarea. Deci felul principal. Despre asta e vorba. Ăsta e conținutul. Și atunci cred că bă, sunt multe imagini balon, multe imagini... Bă, care să dau. Tu îmi spune, se dau un titlu, îți iau titlu din context, uite, avem un, bă, un titlu, bă, cum e. Ce tipicari, cu... și tipicari și nemulțumiți. Bizante a dat un interviu și titlu în ce e acolo? Libertatea? Libertatea, libertatea, da. libertatea sau libertatea, libertatea, libertatea? Pentru femei sau. Nu, libertatea trebuie să fie pentru toți. A, da. deci libertatea pentru femei nu există, sens. <laughs> de weekend. Deci a, a, bă, autorul a luat din context și a scris tipicar și nemulțumiți. și nemulțumiți. <laughs> uh, nemulțumiți. Înțelegi? Bine. Dar nu asta Finde e, e, e eu știu. dar nu asta e, nu asta e în niciun caz nu ăsta e conținutul, știi? No. Și lucrul ăsta, eu înțeleg din punct de vedere ziaristic domne, vând chestia asta atrag atenția sau titluri de astea idiote. A murit cineva celebru, Se pune doar da. că a, murit, atent. a murit cine, nene, și te uiți. A murit câinele lunea vasile care era, înțelegi? Adică, facem dintr-un. mă rog, într un altele. Important este că bă, se dă foarte multă importanță uite telefonul, Formei! Formei! Și se uită conținutul. Și până la urmă. Ca să ajungi la adevăr și la ce reprezintă orice persoană în orice domeniu, trebuie să ajungi la un conținut care mai devreme sau mai târziu tot se ajunge acolo. Doar că se sar niște etape. Mai de e ceva, dacă da, îmi dai vă iartă, mă vreau și eu să, să intervin pe același subiect. Da, mă aflu lângă mine, alături de ideile mele. <laughs> <laughs> mai e ceva, cred că e aproape programatic toate... Platformele astea noi de comunicare, că e Twitter, că e Snapchat, că e Facebook, ce-o mai fi, că nici eu nu le stăpânesc pe toate, uh, ele la rândul lor îți oferă șansa de a te arăta, de a te reconstrui uh, și de a te arăta doar așa cum vrei tu. Și s-a ajuns deja, mai ales cei mai tineri, să fie mulțumiți cu imaginea pe care și-o construiesc. Și atunci, dacă vă uitați pe Instagram, de exemplu, veți vedea 99% imagini frumoase, în poziții, cu culori, cu așa mai departe. Dar ele sunt pur și simplu instantanee. Ele nu vorbesc despre un om în mișcare, care exprimă idei, face ceva exprimă ceva, Oamenii are o valoare. Oamenii caută o identitate. Înțelegi? Și mie, mi a am mai spus lucrul ăsta. Oamenii normali doresc, prin acest Instagram, prin platformele astea, să devină cunoscuți, să devină vedete, iar artiștii doresc să fie oameni normali. Da, da, înțelegi? frumos. Ceea ce ascultam în interviu al lui Denzel Washington, ce sfat îi dați băiatului dumneavoastră care este actor, nu știu ce, Păi, în primul rând, Denzel Washington, un actor pe care eu îl iubesc foarte tare, un mare actor. Și uh, îi spunea, Domne, mi-am spus, ufim, cu cât apar mai mult pe Instagram, ăsta, cu atât te valorizez tu ca uh, 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 curiozitate da. a oamenilor care vor să te vadă într-un nou rol, într-o nouă față, într-o nouă chestie. Adică, dacă te văd pe tine. Uh, cum mănânci un morcov, cum îți așteni hârtia igienică, ți-o împăturești frumos, așa, exagerează acum, înțelegi? Adică, nu zice nimeni, dacă, și în primul rând e o chestie de alegere, dacă simți lucrul ăsta, fă o neică. Fă o, dacă, dacă lucrul ăsta îți ia jumate din zi, fără să câștigi nimic, că sunt oameni care au făcut o meserie din asta, Înțelegi? care vând, care fac bani de pe urma Instagramului. Dar ei la săracii care nu fac bani și care își pierd timpul cu chestia asta, pentru că e clar că îți pierzi timpul la un moment dat când devii dependent, când Telefonul ăsta sau computerul te conduce pe tine, nu tu îl stăpânești. Aici Sau mai degrabă te conduce vanitatea, că asta e o discuție da. pe care o am cu copiii. Da. Eu cu oarecare frecvență merg prin școli și țin minci să le zic discursuri motivaționale. E e pompos, pus pur și simplu stau puțin de vorbă cu copiii și le spun ce am învățat eu până la vârsta asta despre meserie, despre cum se te comporți în viață și mai departe. Și uh... Una din discuțiile cele mai uh, frecvente pe care le am cu, cu ei este asta, ce ați vrea voi, cum vă vedeți peste ani și de ce? Și foarte mulți răspund așa, aș vrea să fiu vedetă. Adică să exact. faci ce? E regulă, domnule, Eu o dorință de înțeles. Dar exact. următoarea întrebare este, făcând ce? Păi nu știu, vreau să fiu celebru. Făcând ce? Fiind ce? Dar nu, nu, se exact. înțelege, nu se, exact. nu se, mai înțelege, de aia spun. Înainte existau niște modele. Eu, de pildă, eram în clasa a treia sau a patra și l-am văzut pe stradă, lângă liceul Caragiale, pe Bion Borg, care era dita mai campion. Deci eu l-am văzut pe vremea lui Ceaușescu pe Bion Borg, în fața mea. El săracul se ducea la un bloc alături că era nevastă sau Mariana Simionescu, Da. Pentru un copil să-l vezi pe ăla care îl vede la televizor și care te exact, uita la el. Exact. L-am văzut. A, da, vreau să joc tenis ca Bjorn Borg. Înțelegi? Da, vreau Dar să e... cânt ca uh, Și după aia cântă cei, venea unul și spunea. Păi ca să joci ca Bjorn Borg. Păi tată, trebuie să te antrenezi De 10 mic, ore pe zi, trebuie să faci chestia asta, uite așa, uite așa. Nu, acum sunt destule exemple, și n-am să intru, care sunt persoane publice și vii și întrebi, dar nu vă supărați, ce meserie aveți dumneavoastră? Și ai să vezi că nu există un răspuns. Există acum vedetă TV. Dar chiar tu spuneai... Va, da, va, asta o meserie, da, este o meserie. Cum? Uite, exact asta. Citezi dintr un uh, interviu de al tău în care spune că o, o mare parte din persoane care apar constant la televizor și dacă ar fi întrebat de ce meserie au, de fapt n-ar ști să răspundă. Și sau și mă rog, poate nu o meserie măcar priceperi nu aprecia diletantismul cu pretenții de profesionalism spui da, tu, asta am spus și o să o țin uh, taică uh, taică era ura această uh, mai ales că era cântarea româniei începuse cu cântarea româniei nu avea nimic cu oamenii care își vedeau de, uh, de treaba lor, dar diletantismul cu pretenții de profesionist E, bă, e rău, e rău de tot. Nu va duce nicăieri. Pentru că vanitatea sunt oameni extrem de talentați. Mai talentați de. Ă, asta spuneam la un moment dat. Faptul că ai o diplomă, că ai terminat un institut de teatru sau un conservator sau da. arhitect, asta nu înseamnă că ești artist. Artistul este cel care creează, cel care. Aduce emoție, cel care te face să vibrezi. Și pentru asta nu trebuie o facultate. Ștefan Mihăilescu Brăila avea nouă clase. Basilica Tastaman nu avea institutul de teatru. Puiu Călinescu nu avea institutul de teatru. Deci, dar, dar niște talente uriașe. Dar alea care sunt, sunt, care sunt talente uriașe pe care poți să le iei ca model, ca ambiție, ca. Dar asta nu înseamnă că bă, bă, școala asta e de pomană. Este ca și când bă, E ca la, știi că computerul a devenit Unde nu mă pricep absolut de și nici nu mă bag Dar tot se pricep la computer E ca, ca la Ce are domnule la motor? E o bujie, merge și de olsit Zice la un Mercedes Merge și de olsit, înțelegi? Toată lumea se pricepe Dar cei care se pricep, it într-adevăr păi, dacă au făcut o școală E clar că se pricep mai bine ca tine sau ca mine Care bâșbâim și care putem avea un oarecare care talent care dacă se dezvoltă la un moment dat poți să faci o meserie din asta. Ștefan, dar da, persoanele pe care le-ai numit tu și care sigur nu au avut facultatea de teatru, de exemplu, dar s-au profesionalizând, s-au profesionalizat, și da, 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 făcând sute de, de spectacole, zeci de filme, sute de sketch practică, și de filmări, înțelegi? Continuu. Și într-un context diferența între un amator și un profesionist nu face talentul. Profesionistul poate fi, adică amatorul poate fi câteodată mai talentat decât profesionistul, poate fi dar brilliant. amatorul nu, nu și-a studiat propriul talent și nu și l-a educat. Asta e singura diferență. Și atunci el nu știe cum să repete un lucru de performanță. Îi iese câteodată. Câteodată poate fi strălucitor, dar nu în mod constant. Dar, de fapt, asta e deja mult că vorbim despre un talent. Da, dar sunt oameni da, care practic da, da, da. nu au talent la nimic, nu se pricep la nimic. Știi, dar explicația, sunt vedetă. Bine, mă ok, fii vedetă. este posturilor de televiziune, acum mă pun eu la avocat. e mai ieftin că dacă îl chem pe Eviden, sau pe Ștefan Bănică, sunt, sunt oameni cu carieră în spate care ne costă mai mult. Până la urmă, la urmă ma, larga majoritatea posturilor ăsta despre care vorbim, sunt posturi comerciale. Singurul lor scop este să obțină profit. da. Și atunci ei își aleg mijloacele pe, Da, pe, din audiență da, să obțină profit. Și atunci, mijloacele lor sunt alea care sunt. Ce să zic? Trist este că mulți oameni îi iau de buni. Aici e tristețea. Că posturile respective, fiind de întindere națională, practic devin formatoare de opinie. Și atunci oamenii încep să creadă că e suficient să îți dai cu ca să fii cineva. Că poți să fii agramat, că poți să fii amotric, că poți să fii habarnam. În teatru e mai greu. În teatru e mai greu. Deși și în teatru, dar în teatru e mai greu, pentru că acolo e live, acolo este unic și repetabil și e mai greu. Dar ăsta e un fenomen care bă, bă, e în întreaga lume noi întotdeauna suntem cei care aflăm ultimii. Dar la noi s-a extins chestia asta de, de foarte mulți ani, și acum e din ce în ce mai Da, asta micam. voiam să, să te întreb și să vă întreb pe amândoi, că amândoi jucați. De di di diferența între publicul pe care îl simțiți de TV și publicul de teatru și publicul de online, uite, al treilea am făcut așa niște, niște felii. E un public de teatru care interacționezi 200 de oameni, e un public de TV. Sute de mii de, de oameni, e un public de online cu poate milioane potențial. Așa, niște diferențe pe care. Uh, teatru, am spus, teatru, momentul acela de cât durează piesa, două ore, oră jumate, trei ore, este unic și irrepetabil. Deci, uh, cine spune că dacă joci 100 de spectacole, acela spectacol, 100 de spectacole, nu sunt la fel. N-au cum să fie. E o altă energie, e o altă treabă. Sigur că acum sălile de teatru micșorându-se majoritatea, majoritatea sunt cam de 300 de locuri, 350 de locuri să spunem. E greu chiar dacă joci un spectacol constant la sfârșitul anului să aduni, e un număr de câteva mii de spectatori. În, în televiziune sunt milioane de oameni, se ajunge la o audiență uneori de milioane de oameni exact. care se, se uită. Uh, în televiziune există uh, telecomanda, da? Deci te uiți la ceea ce îți place. Exemplul lui Bandi, care vine acasă să-și bagă mâna aici și deschide televizorul, eu cred că încă mai funcționează pentru o anumită generație, chiar poate pentru generația noastră, pentru cei care au prins și perioada uh, Ceaușescu care vor vine acasă de la servici și bagă mâna la curea și pun un pahar ceva, se uită la televizor să vadă știrile, să vadă ce e prin sport deși prin sport mai mult sunt mondenități acum decât știri sportive altă chestie dar mai există există bă, bă, puștimea care nu se mai uită la televizor din ce văd eu sau se uită numai la ce interesează și bă, nu mai există plăcerea life-ului, la ora asta începe aia Exact, pentru puști, se zile, uită. România au talent pentru da, da, tine, talent da. tine care, era, care era direct până seara, noapte. Da, da, adică, da, 4 ore, 4 ore 4 jumătate. 4 ore noapte. E și atunci, uh, 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 iar pe online, sigur că poți să te uiți la ce vrei, poți să te uiți la ce vrei. Pe online mi se pare cea mai mare influență, adică oamenii sunt extrem de influențabili, ceea ce la televizor nu se întâmplă și nici la teatru, făcând diferențe. Pentru că la un moment dat, câte vizualizări, a, mă uiți și eu că trebuie să fie ceva interesant. Mă uit și eu. Uh, nu știu ce să zic. Eu, eu cred eu mă uit pe online, mă uit mult, dar mă uit la ceea ce, ce mă interesează, ceea ce îmi place, ceea ce nu puteam să văd în momentul în care uh, 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 înainte de 89 când îmi doream să văd o grămadă de 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 actori, de trupe, de de oameni interesanți, de care n aveam de unde să iau. Țin minte că unica chestie care mi s-a părut monumentală în viața mea, am văzut istoria rocului pusă de Moțu și Dumnezeu să-l ierte într-o casă conspirativă unde se fuma carpați, înțelegi? Și vedeam pe o casetă de-aia zgriată, aflam cine e Elvis, Bill Haley, Rolling Stones, Beatles, The Who, adică incredibil. Ei, lucrurile astea le ai la îndemână acum, lucrurile astea poți, tot ce ai luat cu țârâită, atunci acum poți să văd absolut orice. Și ideea e, cred că mișto e pentru un om care bă, reușește să bă, se înțeleagă și să știe ce vrea, e să vadă exact ceea ce îi place. În loc să pierd timpul, de mamă, de ce s-a uitat și el și el, și, bă, hai să mă duc direct unde îmi place, ce vreau mă, vreau să văd nu știu, despre un scriitor sau despre un fotbalist sau habar n-am, despre pescuit despre ce mă interesează pe mine să accesez. Asta este o libertate extraordinară. Asta e un lucru bun. Da, Două chestii. Da. Unu, să răspund direct la întrebarea ta, fără îndoială că este mai mai util și poate mai reconfortant, dacă ăsta e termenul, să ai un răspuns imediat de la spectatori adică și de la teatru și pe online. Ai răspunsul imediat ai uh, online-ul ți oferă feedback. niște măsurători, da, yeah. de feedback extraordinare. Și structura publicului, și vârstă, și locație geografică și tot ce vrei și mai departe. Uh, cât au stat, cât timp au stat să vadă și așa mai departe. Uh, e interesant, e uneori te ajută foarte mult feedback-ul ăsta uh, din teatru și din uh, din teatru este nemijlocit. Nu le place îi simți imediat că s-au plăștit, O simție, e viscerală, nici nu trebuie să aștepți aplauzele să-ți dai seama că a fost o seară bună sau nu. E în aer. Uh, online, imediat ai uh, toate informațiile. Uh, televizorul, de exemplu, uh, îți dă răspunsul la câteva zile și oricum e dubitabil, pentru că sunt doar câteva metri și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, televizorul deocamdată e în masă. Și dacă se lucrează cu sume mari, nu mai contează. Poți să vinzi orice lucru de mică importanță și de preț mic. Dar pentru că sunt milioane, tu ai un profit mare. Și atunci eu cred că n-ar mai trebui să acordăm uneori atât de mare importanță lucrurilor care se dau pe la televizor. Televizorul a ajuns în momentul de față, în afară de zicem știrile de importanță națională, chestiile de interes național, chiar evenimente sportive, culturale, politice, mai știu eu de care, culturale dacă se poate, restul nu prea... Adică n-ar mai trebui să acordăm atâta importanță televizorului. Că de sala de teatru. La teatru mă duc că vreau eu, nu mă duce nimeni cu forța. Televizorul e deja în casă. Nu știu cum să zic. E așa cum descui ușa, deschizi de de și a televizorul. Dar... Da, Știi? Da, da, Cumva sau... e, e, e intrus. Așa, eu mă duc la teatru, nu, eu mi-aleg pagina de la care mă uit. Ține de obișnuință și, da. și, și, și televizorul. Asta dar asta o... altă parte, uite, pentru serialul nostru, da? Că e o diferență, dacă tot facem că Vreau să te întreb și o să continui ideea și spun apropo de legătura cu. Una aici. este să faci un personaj, da, Orlando sau Ducu sau. Ariș, <laughs> <joacă peste> la <laughs> da. Da. pe care poți să-l dezvolți de-a lungul a câteva episoade bune și personajul capătă carne, capătă consistență, credibilitate. Într-un context extrem de periculos, pentru că personajele pe care publicul larg pe TV le consumă sunt personajele reale, din reality show-uri, care unii dintre concurența ce sunt acolo chiar devin niște personaje prin caracteristicile lor, prin talentele lor, unele între ghilimele, ascunse sau mai puțin ascunse, exploatate de televiziune, care devin niște personaje, media, niște personaje, unele sau majoritatea, niște baloane de săpun care se sparg imediat după terminarea serialului sau ce reality show-ului. Da, dar niște săpun pun care scoate profit destul de mare, cu, cu investiții Despre mici. Despre asta da. e vorba. Da, am o singură vorbă. Faci orice pentru bani. Faci asta orice e pentru bani. Asta, asta e altceva. Asta... Și asta ține de, de fiecare în de parte fiecare. și de educația pe care o are. Asta, asta era al doilea lucru, apropo, ca să închei. Unul era că e reconfortant să ai feedback imediat la public, dar pe de altă parte trebuie să știi și ce public e ăla. Trebuie să-ți dai seama că de cele mai multe ori publicul nu mai este educat. Publicul înghite cam orice îi dai. Um, sau, în orice caz, lucruri accesibile. Acolo faci tu volum. Și atunci stai să, trebuie să mai bine să alegi între volum. Sau un public de calitate. Dar uneori poate fi și volum și calitate. Da, se poate întâmpla. Uneori, în cel mai fericit caz, adică poate fi și lucrul ăsta. În orice caz, ce vorbim noi sau ce am vorbit noi e de termen scurt. că Purica a spus o chestie foarte tare, care mi-a plăcut și am reținut. Dumne una este bășcălia pe care noi ne-am axat în ultimii ani și mai ales pe TV. Bășcălia care nu lasă urme, care e ca prezervativul, se duce, e de unică folosință. Și una e umorul. Satira care, chiar. Satira care lasă urme, care, cum să spun, te întorci la el. Adică. De bășcălia e, e tipică nouă românilor. E, Dar e umor gratis. Și e, e, e bășcălie de asta de stradă, care acum a ajuns în. ca un mod de, de a fi. Adică, o bășcălie. Ce să zic? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. De ce? Pentru că l-am întrebat pe domnul Ciulei odată, având șansa să lucrez cu marele Liviu Ciulei, și am zis, eram puști, și am zis, domnul Ciulei, dar, domnule, dacă eu vorbesc așa normal pe scenă, e bine? Adică... Și omul a zis, nu. Pentru că teatru este viața ridicată la o putere. Tu, ca personaj, pe scenă, în două ore poți să treci în 20 de ani sau 50 de ani. Este viața ridicată la o putere. Limbajul stradal nu poate fi niciodată un limbaj scenic. Sigur că poți să împrumuți, dar întotdeauna există, există, nu poți să vorbești, genul ăsta de normalitate este un fake. Pentru că pe scenă n-ai să vorbești niciodată. Ce faci mă Petrișor, auzi? Bă, ce faci mă? Nu, nu e, 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 e. E un fake. No, eu mai Ce am aici... o vorbă o, care e tot de acolo, da. din aceeași zonă. Domne, trebuie să justificăm metrul ăla cu care suntem deasupra spectatorilor. Trebuie să-l justifici cumva. Ce cauți tu acolo sus? Dacă ești ordinar, adică la fel ca ceilalți, rămâi cu ei jos. Că acum filozofia care se aplică este să te cobori la nivelul publicului, să vorbești ca el pentru că așa... Tatăl meu m învățat. Publicul nu este niciodată prost. Dacă pornești de la problema asta tu, cel care ești pe euro, publicul nu este niciodată prost. Un, un artist, după părerea mea, trebuie să se adapteze dar înainte să se adapteze trebuie să aleagă. Depinde ce context te bagi este alegerea ta. Dar dacă tot te-ai băgat, fă totul ca oamenii care sunt în fața televizorului sau oamenii care sunt, au venit să te vadă în spectacol să înțeleagă ceea ce vrei să spui. Adică, iar vorbim de conținut. S-a da, schimbat uh, această retorică. Vă amândoi aveți zeci de ani de, de experiență și ați văzut cum s-a schimbat această retorică a discursului din, de pe TV, din. Spectacole cu public, nu neapărat de teatru. E, cum s-a -a dus în direcția asta și de ce credeți voi? Domne, sunt, sunt tot felul de, de. în orice domeniu există vârfuri. Acum, Vizu știe mai bine ca mine, deci uh, acum se face mult stand-up comedy. Stand-up comedy care este împrumutat de la uh, americani, uitând uh, uitând total de revista românească, deși a lăsat nasea, s-a cam terminat. Și după moartea Stelei Popescu, s-a cam s-a cam închis. Deși asta e moștenirea noastră, moștenirea noastră umoristică, dacă vrei revuistică, totul e pe stand-up comedy. Evident că sunt câțiva foarte buni care știu să facă chestia asta, și care au vorbele la ei, care, au, care reușesc, unii dintre ei, nu neapărat să mi aduc o vulgaritate care e cool, adică să înjur, să bag, să drec, să nu știu ce se poate face și asta și sunt mulți neaveniți, dar care pentru că e un trend care se pare că aduce bani, adică e un trend unde ne putem ascunde la grămadă, pentru că în momentul în care ieși la marele public și ești nepregătit, ești mitraliat, fără doar și poate. De-aia spun că până la urmă totul se termină într-un final mai lung sau mai scurt, dacă nu ești ancorat sau pregătit. Vizant, ai făcut da. un fel de stand-up da, 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 da Se făcea revizat, după care Da, nu, nu, dar, nu, 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 dar nici nu se numea Dumitru ce, ce făcea? Ăla ce era? Dadem Rădulescu ce făcea? Monolog satiric, Amza aș cu Neamărin Sau Toma Caragiu cu Gârneață și cu toate Monologe Să zicem că erau personaje, dar aici Nu, aici aici vorbesc chiar ei Liber despre ei Că și genul ăsta, nu sunt eu Care spun o poveste Uh, e simplu uh, ce vreau să spun este că e o formă de spectacol mai ușoară decât altele. Ea poate ataca teme foarte profunde, foarte serioase. Sunt unii vorbitori, ca să le zic așa stand-up-ări, poftim, uh, care atacă niște teme extrem de serioase și de profunde și le îmbracă într-o formă care din când în când are și umor, are și haz, are satiră aș zice eu. Dar este o formă de vorbire cu un pic de, 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 de haz și inteligență. E mai puțin decât aș putea o numi spectacol. Sunt eu îmbrăcat cu hainele mele, vorbind maxim la un microfon. Pasul către spectacol este în momentul în care apare și industria din jurul lucrului respectiv. Ai poate un text prestabilit, ai o scenografie ai o regie, poate ai și un peisaj sonor, poate ai și costum, poate, adică lucrurile sunt ridicate la o altă putere. Și atunci discutăm despre forme de spectacol. Putem să-i spunem spectacol, dar eu l-aș numi mai degrabă entertainment. Atunci când face... E o formă de spectacol modernă care e foarte bine venită, e amuzantă. De-aia se întâmplă de cele mai multe ori în baruri sau așa mai exact, departe. Exact. Ea nu, e, nu necesită neapărat o scenă profesionistă. nu are nevoie de scenotehnică, de lumini, de trape. de, și, spui... de... -are da, da. și atunci, practic e și greu să le compar. E un gen, poate e un, un subgen, care s-a dezvoltat. Nu știu cum să-l chem. Care s-a dezvoltat. Pardon. Sunt foarte multe forme Taiesc. de spectacol. Atâta acasă. vreme cât există public, e în regulă. Atâta vreme cât el nu depășește un cadru al normalității, nu îndeamnă la lucruri antisociale sau mai știu eu ce, e e chiar ok. Și unii sunt chiar foarte deștepți și foarte fani. Eu nu cred că am auzit pe cineva care zice că să zică că l-a detestat pe Seinfeld, de exemplu. Uh, da, un exemplu. Uh, și sunt și alții nu nu cunosc foarte bine fenomenul. Dar eu cu tot o altă chestiune. Actoria, teatrul, formele astea de spectacol mai complexe implică mai mulți factori, mai mulți artiști, mai mulți creatori, mai multe puteri adăugate la, la viețile alea. Da, da. Dar atunci când făceai tu stand-up, la ce se râdea? Mai umorul are cel mai multe categorii. Pentru În primul rând se râdea că eram un puști care uh, făcea în glume cu bețiv sau cu mineri sau cum mai știu eu, ce era pe vremea respectivă. Dar se râdea și la umorul de limbaj, se râdea și la glumele politice, să zic așa. Când luam târbac, că eu știu pe Iliescu sau pe mai știu cine, că erau minerii, că era revoluția, că... Uh, Pornul era categoria de glume cu neveste, glume cu bă, băutura, glume cu habar n-am, cu încurcăturile. Și la de situație. De e mai situație greu, de unul singur nu e moare greu. Niciodată. La, nu, la la nu niciodată. niciodată la, nu am exact, bine, dar doar când ești, singur, când ești singur e foarte greu. Doar îl povestești. Și, în și în trebuie ajută doi. În care era atunci? Că, apropo de stand-up, unde limbaj mult mai... Mult mai uh, deschis, ca să zic Păi așa, încercam mai... să fie cât mai accesibil, funcție de personajele pe care le... Câteodată făceam personaje, alteori eram eu, Marius care povesteam lucruri, spuneam bancuri, poftim, făceam poante, dar uneori jucam personaje, aveam diverse scheme și în funcție de cum mă simțeam sau care era structura publicului, schimbam foaia. Aveam, de exemplu, un personaj, un american din ăsta năuc, proaspăt venit în România după Revoluție și era ciocnirea între două civilizații, aia capitalistă, nu știu ce, și România post-comunism și vorbeam așa, evident, și nu se legeam nimic, ce frumos este la universitate unde au venit să pună florile uh, minerii, mai știu ce, tâmpenii și lumea râdea, evident, de ciocnirea asta. Asta era un personaj. da. Limbajul era... Era direct. Problema e de clarificat ca să nu înțeleagă Deci tu poți să spui ce vrei omule. Poți să spui ce vrei. Cu morți, cu răniți, cu ce vrei tu. Cele mai abominabile lucruri să le scos pe gură. Problema este să ai acoperire. Adică de ce spun lucrurile astea? Duceți-vă să-l vedeți pe Florinel Piersic într-un one man show da. unde spune pe gură tot felul. Este acoperit. Eu acum un personaj într-o anumită condiție care spune lucrurilor așa. Adică atâta din cât ești acoperit poți să spui ceva. Pe mine mă deranjează lucrurile gratuite care sunt făcute pentru cărlige. De formă. De formă. Formă exact, fără fond. Fără conținut. Ce spun? Voi în serialul ăsta, din câte am văzut, aveți momente care parcă sunt gândite și pentru online. Ele sunt făcute parcă să se și viralizeze. Nu e doar un serial doar pentru TV sau ce așa pare. Nu, nu e așa. No. Nu, nu, nu m-am gândit la. Dar e, interesant dacă e așa. Da, da, nu ne e interesant. Nu, nu v-ați gândit, exact, v-ați gândit să adaptați cumva umorul pe care îl faceți astfel încât să prindă și dincolo, pentru că sunt momente din serial. Vrei să fim sincer cu tine, da? da, da nu ne-am gândit, <coughs> uh, nu ne-am gândit deloc. Uh, uh, noi uh, am făcut acest experiment care e un experiment pentru amândoi și indiferent de rezultatul final pentru noi a fost o experiență extrem de benefică. Și am și muncit ca și să am ne și întoarcem muncit, și la titlul ăla că suntem tipicari și nemulțumiți. Am muncit, am muncit mult, mult, am încercat să scoatem tot ce se poate mai bun din premisele poate, alea. Din premisele pe sunt. care ne am avut la, la, la dispoziție. Uh, Știam că intrăm, dacă vrei, într-o concurență cu, cu celelalte producții românești. Și uh, punctez lucrul ăsta pentru că mi am spus și Vizu, de la bun început uh, mi-a plăcut ideea de a sprijini un lucru original. Pentru că serialul nostru, vis-a-vis -vis de multe bă, producții românești. El este original, el nu este luat după un alt serial și bă, tradus în română sau după... Bă. El este original și bă, întotdeauna am să, dacă pot să sprijin, fie cu un sfat, fie cu o vorbă, dacă mi se cere părerea, bă, o producție românească. O producție românească care în, în contextul actual e ca o floricică, ea trebuie udată la rădăcină. Iar, trebuie dat încredere dacă place și dacă, bă, bă, dacă, simți sau vezi că iar venim la, la factorul de decizie. Dacă oamenii de decizie dintr-un post de televiziune simt că acest bă, bă, serial sau în general un serial poate crește, el trebuie, trebuie dat la rădăcină, trebuie dat încredere, trebuie mers mai departe. Nu să aștepți gen afaceristul român, am investit 2 lei acum și vreau să scot 10 mâine nu ai să-i scoți 10. Da, și la fierbinți s-a cristalizat după rău după, două de... e o, o, întâmplare extrem de fericită pentru toată lumea, după părerea mea. Bă, îmi place extrem de mult și recunosc lucrul ăsta peste tot. Dar la fierbinți mi se pare vorba lui Iuliana Tudor, o dată în viață. Adică e un context în care toate lucrurile se pupă, de la actori, scenariu, regie, da, răbdarea trustului. totul, trust, știi, s-au aliniat planetele. Chiar la, la începuturi, acum mulți, mulți ani, când a început serialul, vi s-a propus și vouă în, un în, no. voi un rol în Las unul dintre noi? Nu, 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 nu. Nu, no, pentru noi suntem, adică nu suntem pe targetura. Uh, dar uite de dar acolo, acolo de e noi. extrem de important de uh, a spune și lucrul ăsta. Acolo au fost distribuiți uh, uh, actori, Uh, uh, un actor foarte bun care își fac treaba, dar fără o istorie foarte puternică în spate pentru marele public, ei jucând la teatre sau. Da, sau de au de oamenii dar, i-au dar... confundat aproape cu personajele. Adică sunt convins că. Uh, da, ei uh, au devenit celebri devenit datorită serialului mulți dintre ei. Personale. Ceea ce e un lucru extraordinar pentru ei, și financiar, și ca imagine, și la un moment dat, din păcate, va deveni extrem de neplăcut ca actori pentru că. Vei fi raportat permanent la, la, la un personaj de care nu mai poți să scapi. Dar asta e o alegere făcută conștient sau inconștient. Dar succesul este indubitabil și este uh, total meritat. Ce aș vrea eu să spun uh, referitor la asta, uh, și mie îmi place uh, ce se întâmplă la Sferbinți acolo, uh, mi se pare o muncă titanică din partea celui care scrie Mimi Vrănescu, Să ai atâtea resurse, să scrie, atâtea sezoane, o singură persoană, mi se pare uh, mai mult decât lăudabil, este admirabil și nu știu cât o să mai reziste, cred că îi plăznește capul într-o zi. Uh, dar ce voiam să zic e că e totuși foarte trist ca într-o țară cu 18-19 milioane de locuitori, de, posibil telespectatori, să existe unul, iată acum, două seriale de comedie? Cu scenariu original. Da, noi ne uitam pe... Doar pe... două? Noi ne uitam pe... Bune, proaste, adică, da, doar două. E, 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 e nimic. Adică, practic, noi nu avem unde să ne exercităm meseria. <laughs> nu știu cum să spun. Adică, Normal, noi, noi într-o țară vreun, da? normală am fi atât de ocupați că n-am mai ce să facem cu noi. Dar nu mai avem timp să râdem, nu știu. Nu, da. Goana să-mi puște leu cu nimic. E mult mai simplu să vorbești la microfon, să spui două bancuri. E mult mai complicat să te gândești la costume, la decor, la lumini, la... Să, e, două, e mult mai complicat. Nu contează. Asta înseamnă o... Adică, asta înseamnă o piață liberă ca să poți să... Alegi ceea ce vrei să faci. Nivelul marelui public, marelui public sau publicului consumator, depinde extrem de, de, de mult, în primul rând, de cei șapte ani de acasă, ceea ce aici nu poți să dai vina nici pe televiziune, nici da, pe nu, sigur. După care, pe un teren, uneori viran, Da? După aia, pe un teren în care s-a plantat ceva. Poți să sădești ceva și oameni. Televiziunea comercială aici, a... eu nu scuz pe nimeni, dar televiziunea comercială a spus și vizante, de la bun început nu urmărește educația telespectatorului. Bă, domnule, te uiți sau nu te uiți? Adică, ai. Iar tu te uiți în funcție de gradul de interes sau în funcție de cunoștințele pe care le ai despre o chestie sau alta. Că sunt foarte mulți care se uită, preferă să uite și la Discovery și la alte chestii și să... de -aia sunt. De-aia sunt 200.000 de posturi. Voi simțiți. Uh presiunea asta când vin audiențele de a un episod. Asta a fost mai bun decât ăla sau au fost mai slab. Domnule Cum să simțiți uh, voi așa? Când? Că vă uitați probabil nu? și vedeți. Nu bă... se mai spune, dar încă o dată. Noi am făcut tot ce uh, artistic. Din punct de vedere artistic, chiar implicându-ne dincolo de artistic uh, în montaj, în uh, uh, anumite lucruri ce țin tehnic de, de, de serial. Dar treaba noastră se oprește aici. Adică Treaba mea nu mai este audiența. Noi am făcut ce trebuia să facem da, noi acolo. Da, nu dacă te afectează asta într-un fel, că tu sigur că bă, acum hai de să fim sinceri, sigur că fiecare ne-am bucurat e, când da. primul episod a fost uh, lider de piață. Sigur că ne-am bucurat. Toată lumea s-a bucurat, uh, în primul rând ca echipă, pentru că munca la un serial este o muncă de echipă. După care nu mai știu, locul doi, locul, nu știu ce am uh, ce am fost uh, Sigur că ți-ai fi dorit să fii bă, tot pe locul întâi, dar pe de altă parte, nu e un capăt de țară, și încă o dată spun, nu mai e treaba noastră. Adică, nu mai poți să spui ceva în cap ce, ceea ce nu, nu e al tău. Nu e. Nu, dar iartă mă uh, Orice artist care se exprimă public evident este un exhibiționist. Vrea să se arate și evident așteaptă recunoaștere. Evident. Deci cum să nu-ți dorești să ai audiență, indiferent ce ai face? Dorește, Dar evident. pe de altă parte să nu e luăm prea în serios. Până la urmă este un serial de comedie, e un produs de divertisment. Are lumea trebuie să uită cu plăcere, să cu se plăcere... bucure și așa mai departe. Da. Adică nu, nu, fac de asta un capăt de țară dacă vezi, doamne, are o audiență imensă sau am aminti... Poate ea care și-au investit și-au vândut casa și-au băgat banii Iar... în poate ea, da, aia să, să considere o ratare sau o în domeniu, adică știi că sunt o rămadă de, 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 de factori de care depinde uh, plasarea produsului uh, ora ce exact, concurență are și așa da. mai departe. Sunt multe lucruri care nu mai țin de, de. Eu, oricum, sunt foarte bucuros că este un serial accesibil tuturor, de la nou-născut până la centenar, <găt> să zic așa și peste, că e un, un produs care nu apelează la chestii vulgare ca să obțină audiență, că e un produs care atacă și valorile familiei, puțin, și uh, valorile sociopolitice, că poate oamenii ajung în situația lui Orlando, nu numai din vocație și pentru că nici viața nu i-a oferit prea multe șanse, poate. Uite, nici lui ăsta, lui că oamenii serioși în ziua de astăzi, cum e Ducu ăsta, că e acolo un profesionist, chiar prea serios. E o tipologie pe care pe care societatea nu-l mai vrea. Sunt oameni, iartă-mă, buni profesioniști care au ajuns la o vârstă pe care societatea nu-i mai da 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 Pentru că nu-i mai recunoaște, ei nu mai sunt cool. Pentru că le lipsește ceva și acestor oameni tipicari care își văd așa... dar aia spun că metafora e foarte bună. Domne, cam azi, fi liber, cam azi, fi fericit, bă, frate. Găsește-ți o cale și fi fericit. Asta da. e. Adică e, e o chestie pozitivă în care vorba da. lui se pot regăsi. Adică Nu-mi e rușine cu produsul ăsta? Nu deloc. cred că am, că am recurs deloc. la mijloace ne... cum să spun eu... ortodoxe sau așa, pentru no. a obține atenție. E un lucru cu adevărat curat, e un lucru... Mie, eu am rezonat extraordinar de de, 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 puternic și rapid la schemă, la plot. Mi se pare foarte ofertant, foarte mișto. Adică eu dacă aș fi fost în locul lui, lui Ștefana și ți-o păi de bucurie, domne, mi s-a dat să joc și altceva. Am chef să joc și altfel, să apar altfel în fața publicului. Da, asta și a fost, adică a fost o provocare. Asta sunt lucrurile pozitive. hai să ne bucurăm de ele. Doamne, ajută să facă suficientă audiență să facem și sezonul 2, să ne mai bucurăm, să mai râdem, să mai muncim și să mai câștige toată lumea un ban. Nu? Să ne facem meseria până la urmă. Adică, stai, nu un capăt de țară nu stai, nu aici, filozofii lupește, n-am făcut ha! <laughs> Castore! <Astării. laughs> cât spus fiecare de la voi în, în, fiecare rol? Așa zic, uite, tu l-ai construit pe, pe Ducu, într-un fel, având așa niște linii generale, date de scenariu, tu l-ai construit pe Orlando, având niște linii generale. Ce ați spus fiecare în el și de unde v-ați inspirat așa când l-ați construit? Uh, în primul rând de aia spun, mi-am învățat de la taică-mea, taică, -me. taică -me, făcând poate din punctul meu de vedere, fără să fiu subiectiv, sau încerc să nu fiu subiectiv, unul dintre cele mai mișto cupluri pe care le-a avut televiziunea vreodată este uh, la Popescu și Ștefan Bănică. Uh, iar regula de aur la ei doi era așa, adică închipuiesc uh, doi jucători de volei în care fiecare la un moment dat unul ridică, celălalt vine și trage se schimbă celălalt. Asta înseamnă un cuplu, asta înseamnă să joci în echipă. Nu ești bă, bă, singur, ești Superman și ești tu singur, pac, tu cu cerul, rachete, pan. Înțelegi? Este și, ai, un, ai un adversar, personajul negativ. Nu e un cuplu. Întotdeauna în cuplu nu merge. Adică este extrem de important echilibru. Dacă unul trage așa și unul se rupe osie la căruță. Deci, noi asta ți-am spus de la început, am mers bă, unul pe și celuilalt. Ne-am stimulat, ne-am. și atunci și replici au venit, bă, multă improvizație la un moment dat. Multă timp, am că chiar în episodul 4, ultimul care a fost cu câinele, există o scenă întreagă înainte de furatul câinelui, care nu exista deloc în scenariu. Adică a fost improvizație, improvizație totală. Și. Bă, Asta a fost și bucuria, pentru că nu este, nu este un scenariu, sigur că ținem cont de scenă, dar unele lucruri sunt bătute în cuie, că nu e Shakespeare sau Cehov să nu schimbe o virgulă. Mi-aș dori din suflet să ajungem și la momentul în care să se scrie de, au să nu schimbe o virgulă. E extrem de important. Da, asta, asta înseamnă că ar trebui să fie mai mulți factor. nu e numai textul. Da, da înseamnă că toată producția îi dă un anume nivel pe care încă se pare că România nu-și-l permite. Nu știu de ce. Lucrurile încă, încă sunt așa, cam cum e tot poporul nostru nesigur, încă nu știe exact pe ce cale să o apuce, care-i treaba să mai stea să plece. să um, Suntem cumva în preistorie. E drept că au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar americanii sau mai știu eu cine, francezi, italieni, BBC-ul, uh -huh, muncește la chestiile astea de de, de... de zeci de ani. Aproape suta de ani, că e, nu știu când au avut ei prima emisie, dar e o diferență între 30 de ani și... E o mare diferență. 80 de ani. Dar bă, noi trebuie să lucrăm cu ce avem. Ideea e că noi doi, adică personajul lui răspunde permanent. E... Uh, extraordinară și propunerea că sunt doi oameni care au fost prieteni, adică gândește-te la tine, dacă n-ai avut un prieten în copilărie cu care erai toată ziua, bună ziua, erați doi pic și poc, lolec și bolec. Nu există să nu nedespărțiți, care vedeau viața împreună. Sigur, viața e desparte la un moment dat, fiecare o ia pe drumul lui. Iar în film, ăștia doi, după 20 ceva de ani, se regăsesc. Iar viața îi aduce printr-un concurs de împrejurări nefericită nefericite pentru el, îi aduce din nou împreună. Ei, ceea ce este frumos la aceste două personaje este că ei tratează viața plină de responsabilități pe care o ai după 40 ceva ani, cu naivitatea dacă vrei și aici spun naivitatea cu ghilimele în, în, în termeni buni anilor de, de, de școală, de liceu, cu, cu acea curățenie, dacă vrei, știi? Da, și atunci, din, ea... timiditate, din partea lui, și că atunci ea... devin, devin uh, accesibil, devin recunoscibil ca tipologie. Sunt și vulnerabil, sunt și în, mai... În, în, pot în, să ierți mai ușor. Pentru spectatori, da. Și spui că nu se știe încă dacă se va fi un sezon 2. Nu e treaba noastră asta, încă o dată spun. Nu este. Voi bă, terminat, sezor, primul noi am terminat nu sunt am terminat. Sunt practic 8 de o episoade mari dodoloațe, adică și asta a fost o întreprindere foarte deși, mare. O oră. Deși, nu ne s-a părut lung, băi, o oră, deși multe din comentariile oamenilor sunt, domne, de ce e atât de scurt? <laughs> și Înțelegi? Și Pentru că și îl percep probabil ca pe, un film, ca pe un film care ar trebui să dureze o oră, 20. Uneori m-am uitat și mie, mi s-a părut scurt. Dar asta e o Adică el nu, e, nu, e, nu e pe structură de, de capsă, de sitcom, de uh, glumițe adunate una după alta. El e cursiv, el este gândit în structură pe. Fiecare lume. episod se regăsește în episodul următor, adică întâmplările. Are din poveste. Adică mai degrabă de este poveste ceea ce cursiv. se cheamă serial de comedie, film serial. Și o întreprindere destul de serioasă, e greu de făcut, adică eu înțeleg și pe uh, producători. Uh, trebuie să gândească bine pentru sezonul următor, pentru că și pretențiile noastre au crescut. Profesionale vorbesc! <laughs> <laughs> Profesionale vorbesc! <laughs> Dacă ar fi, nu știu, să-ți imaginezi rolul în care, nu vorbesc serial da. sau film sau piesă de teatru, rolul despre care lumea să zică, păi aici, într-adevăr l-am văzut pe Vizante, respectiv aici, într-adevăr, l-am văzut pe Bănică. Care ar fi rolul ăla? Întrebarea, cum să spun, întrebarea mie mi se pare interesantă, dar cred că publicul nu-l caută pe Vizante. Poate-l caută pe Ștefan, că el e, să zic, mult mai cunoscut și că e cântăreț, mă rog, ca autor. L-ai pus pe artistul Eu cred că părerea noastră este mult diferită de ceea ce credem de ceea ce credem noi că vrea publicul să vadă na, de, la, na, 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 na. de la noi. Sigur, când există. Asta spuneam, apropo, de la Sferbinț. Eu nu mi-aș dori, de pildă, mi-aș dori să mă uit, dar nu mi-aș dori, de pildă, să fiu încadrat într un încadrat într-un personaj din care să nu pot să mai ies, să te strige da, toată Da, asta e de trist. E... Da, îți dai seama, săracul Văncică, care e un actor uh, da, de teatru actor foarte, foarte bun și care joacă în spectacole interesante, că iese pe scenă și să nu știu câți întălei care e <cute> ce Iar am... el joacă cu totul și cu totul altceva. Și foarte la bine, Am, Amza Pelea. Cu Amza, neamărit. da, cu neamărini. La Râlea, Shakespeare, poveste de iarnă la teatru. Și Magicianul, magician! Deci. sunt Și oamenii, uite, vor să-i vadă acolo, vor să-i vadă în acel context. Vor să-i vadă, nu vor să-i mai vadă, adică nu că nu vor să-i mai vadă, dar le e confortabil să-i vadă acolo, să-i știe acolo că sunt ai lor. Pentru că asta e, asta e un lucru extrem de, de, de greu, să devii al spectatorului, care are senzația că îi aparții. Știi? Adică, asta e un lucru extraordinar, pe de parte, dar ca orice asta era lucru. Are... Are... Ai noștri. Ai noștri. De. Are uh, părți bune și părți mai, mai puțin bune. De spun că nu știu uh, neapărat. Există, ca și Băieți Buni, că am făcut Băieți Buni, care a fost, uh, de pildă, un pilot, dacă vrei, pentru, primele seriale, dacă pentru seriale românești, mai ales astea de acțiune, de nu știu ce. Uh, 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 personajul meu, ăsta Ciupanezu a empatizat extremul de tare, cu un public nu foarte larg, dar extrem de constant. Adică un public extrem de, de, de constant, știi, care era acolo mănânc. Uh, sigur că uh, mai plăcea, mai striga nu Ciupanezule, înțelegi? Adică și uh, ăla a prins un personaj care a prins culmea nu la publicul feminin, ci la publicul masculin, o altă categorie, un alt target. Uh, în teatru e mai greu mai ales acum, e mult mai greu să spui că te confunzi cu un personaj pentru că uh, teatru este cea mai mică parte expusă în uh, tot ce vorbim noi aici dar uh, eu cred că un actor trebuie să-și facă meseria îți faci meseria, ți-o faci bine ți-o faci cu plăcere, cu dragoste și s-a încheiat treci la etapa următoare, nu mie unul nu mi-ar plăcea să rămână între. acum Iartă-mă, dar asta este tot o dovadă a faptului că suntem cu tot un ansamblu, o societate uh, destul de neevoluată din punct de vedere al consumului uh, TV uh, sau de cinema sau, mă rog, de produse de artă. Uh, <coughs> Publicul nu poate să facă distinția între actorul X și personajul Y și datorită lipsei lui de cultură. Adică tu chiar uh, uh, crezi că undeva în lumea asta cineva poate să-l confunde pe, nu știu, a Barna, pe Cluni sau pe Deniro Niro cu unul dintre personaje? Niciodată. Adică acolo știm că ea sunt actorul cu tare dar și că, că întruchipează. Asigur că a făcut niște roluri uriașe, dar nu-l confund. Adică nu o să-l strigi niciodată Scarface. Sau habar n-am, știi? Uh, nimeni nu o să-i zică -o la nașule, nu Marlon Brando. nu cred că i-a zis și ea, nașule, ce faci nașule? Mă înțelegi? Adică una e una, alta e alta. Nașule, ți da. așa. te da. rog eu frumos. M-a supărat zis. băieții. Da. Nu există, Asta adică e că nu există. Și... Dacă... E... O lipsă de, de educație, dacă vrei, o lipsă de cultură, de formare solidă și a publicului. Și atunci, cumva, navigăm, cum spuneam, într-o societate încă incertă, nedefinită. Noi ne tot definim. Sper să prindem și noi momentul în care lucrurile vor fi așezate și în care nu te vei mai trezi, de exemplu, tu ca actor, să te certe cineva că de ce apar la nu știu ce post de televiziune și la altul nu. Că de ce joci la nu știu ce regizor și la altul nu? Că nu credeam că tu joci în teatru ăla și în ăla, nu. Adică niște lucruri de o absurditate totală. Eu mm. sunt profesionist joc și dramă și comedie. Da, pe de altă parte. Joc și pe... în cinema, joc și la televizor. Da, dacă te cheamă, ceea ce e un lucru extraordinar, dar pentru, pentru uh, majoritatea actorilor, faptul că există seriale și în special seriale mai puțin, că la noi, vezi, sunt 8 episoade. Mă rog, uite, suntem o excepție. 8 episoade, dar în general da, da, lungi. se fac uh, uh, telenovelele, da, care au început de la uh, Acasă TV. Uh, uh. Ideea este că a dat, a dat de lucru foarte, uh, la, la, la foarte mulți actori. Ceea ce e un lucru hai bun. Zi. Deși uh, în teatru există o idee preconcepută. Stai, domnule, te-a să faci uh, telenovele. Hai, pre... de, bă, depinde cum le joci. De, 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 depinde cum nu, te raportezi de la ele. Depinde de context și depinde ce vrei. Nu este greșit să faci nimic atâta cât faci bine, iar restul e alegerea ta, în ce context ești, cum e alegerea ta. Dar asta e un lucru bun că uh, uh, actorii au ce să facă. Pentru că una este să joci în 3 episoade și una este să joci în 40 de episoade, 50 de episoade, cu riscurile pe care ți le asumi. Dar muncești, îți faci meseria. Apropo de... Ce veți face în continuare, da? Că bun, se termină serialul de pe Antena 1. E, care mai e legătura fiecăruia dintre voi cu proiectele de televiziune? Da? Vizante? Ba, la mine e simplu, momentan n-am nimic pe Aveți legătura. <laughs> Ștefan a fost X-Factor, ce va fi în continuare? Probabil X-Factor, Adică probabil încă un sezon X-Factor. Va mai fi un sezon? Probabil, nu depinde de mine. Nu. Pentru că... Da, de, că nu nu e depinde de mine, fiu. e vorba de... Adică Antena 1 trebuie să vă anunțe lucrul ăsta. Și cert ce este? Cert? În legătură pe... cu proiectele tale în TV. Proiectele mele în TV nu se termină decât când bă, eu termin contractul cu această emisiune. De-abia după aia putem vorbi de noi proiecte în TV. Până atunci, eu sunt jurat X-Factor. Și atât, e singura ta colaborare cu televiziunea. Și în materie de teatru, ca să le spunem celor care se uită unde vă văd, în ce piese vă văd, pe tine și pe tine, Marian. Deci, la teatru de comedie puteți să veniți, să vedeți La Pulce. E o, e o adaptare a lui Horatiu Mălăele, care semnează regia după bă, Puricire în urechea lui Feido, unde joc două personaje. Chiar e o comedie spumoasă și bă, eu nu merg pe principiu că merge de la sine. Într-adevăr e full tot timpul, lumea vine, lumea râde, se simte, se simte bine. Dar vă invit să vedeți la PULCI la Teatrul de Comedie într-o distribuție foarte bună alături de colegii mei de la Teatrul de Comedie inclusiv Emilia Popescu. Apoi la Teatrul Metropolis unde joc Jake și femeile lui în, în, în regia lui gustările. Claudiu. Da, da. Că, da, eu joc și femei. <laughs> <laughs> în uh, regia lui Claudiu Goga, uh, un spectacol în care îi spuneam și Vizu, nu ies din scenă 2 ore 45, deci nu există nicio scenă fără, fără Jake. Uh, ceea ce iarăși e o, a fost o provocare pentru mine și un dialog cu spectatorul uh, care și a fost ceva nou pentru mine. știi Un fel de stand-up, de ce vorbim, dar în tratat în alt mod. E, acolo trebuie să vă rezervați biletele din timp, pentru că sala este mică, este o, o sală de 150 de locuri și biletele se vând online extrem, extrem de repede. Toți care mă roagă... Așa, și mai am un plan să să mai fac o piesă de teatru, nu știu unde am să o fac, pe care vreau să o, să o regizez sunt la a doua încercare, am mai făcut o dată cu Desculț în parc, un spectacol pe care prima dată l-am jucat în regia lui Dinu Manolache, Dumnezeu să-l ierte, apoi l-am repus eu în scenă, un spectacol pe care am jucat aproape 20 de ani. Sau 20 de ani, nu aproape, 20 de ani. E, și acum vreau să încerc a două oară să vedem și regi, ca antrenor jucător. E, ce piesă? E, e o comedie. Dar o să vă spun mai multe Mie nu-mi place să vorbesc așa Decât când lucrurile sunt Dar asta am, asta în, în, în cap. Păi eu pe mine tot așa Mă puteți vedea pe aceeași scenă Dar în altă seară <laughs> <laughs> Tot la teatrul de comedie Joc un spectacol Care Cum să zic Mi-e -mi face foarte mare bucurie Pentru că mi-aduce aminte de meșterul Beligan Cu care am lucrat Uh, se cheamă Spiritul de Familie și care se joacă iată, nu știu, sunt vreo 5-6 ani deja de când mm. jucăm uh, apoi tot la Teatru de comedie joc în uh, Numitorul Comun e primul meu rol de gay și sunt foarte fericit că am ajuns și la vârsta asta <gântu -se> să fac și asta e o încercare, e un text extrem de interesant al unui autor tânăr pe care cum să spun, îl recomand cu, de cu tot contra sufletul amplua. e contra <coughs> aștept și eu un text cu vizi uh, și femeile lui așa. Uh, se cheamă Numitorul Comun iar autorul este Alex Popa uh, urmăriți-l și urmăriți și celelalte spectacole care se joacă e un dramaturg tânăr care îmi place extraordinar de mult um, Joc tot la teatru de comedie un spectacol, iată, care se apropie mult de ceea ce vorbeam noi înainte, revistă, satiră și așa mai departe. Se cheamă Filarmonica de Comedie și care de fapt o, o sumă de sketchuri. Unele dintre ele pe care le jucam pe vremea grupului Vouă, dar readaptate pentru scenă și care, iar e un spectacol care se joacă de foarte mulți ani. Iar mai nou am devenit teatrautor ca să nu avem doar cantautori <laughs> și am scris <laughs> spectacolul Viziuni pe care, mă rog, îl regizez, îl joc, eu deci sunt un fel de să zic așa, Clint stud pe scund și pe gras. Pe final, că tot e un subiect al zilei acesta, sunt foarte multe campanii de îndemn la vot în care apar colegii tăi voștri, în care apar actori, Șerbam, Pavlu, Pavlu de exemplu, Marius, da, Manole, da, Oana Pelea, da, Oana Pelea, sunt foarte mulți. Și întrebarea mea este legată de cât de importantă este implicarea actorilor și artiștilor, în general, în viața civică și în jocul democratic. Pe rând, cine se simte pregătit primul? E important. Rând. E important. E important atâta timp cât nu faci din chestia asta o vocație, între ghilimele. Adică, bă, rolul tău, până la urmă, este pe scenă. Ai meseria ta. Sigur că trebuie să spui Mare într-o societate liberă și atât timp cât poți să fii un lider de opinie, este cu atât mai important să spui lucrurilor pe nume. Dar eu cred că bă, nu trebuie să apar de foarte multe ori ca să spui aceleași lucruri. Eu aș lua pe cineva în seamă care apare o dată, da bine, sau o dată, vorba vine între ghilimele, care spune clar ce are de spus. Care nu se mai repetă. Este extrem de important, în primul rând, ca lumea să voteze. Faptul că mulți din colegii noștri fac acest lucru este demn de tot respectul din, din, din partea mea. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să voteze, pentru că dacă nu votează, nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat, prin cântecele mele. Există protest. Există stop, vreau o schimbare, cântece pe care le-am cântat de multe ori, care nu sunt, n-au nici milioane de vizualizări, dar eu le-am spus de mult lucrurile astea. Le-am gândit, le-am spus, cel puțin în concertele de la sala palatului, mai ales când au apărut copii în viețile noastre, ale mamei și a, a, a instrumentiștilor și a celor care vin de ani de zile, le-am spus, domnule, în funcție de cum gândiți, în funcție de cum gândim, așa ne putem crește copiii. Unde vreți să vă creșteți copiii? Ce vreți să învețe copiii? Noi avem o responsabilitate. Copiii trebuie să știe, copilul trebuie să aibă libertatea de a alege. Iar tu trebuie să-l înveți că poate alege. Domne, vreau asta sau asta. El dacă știe care nu mai asta, cum să aleagă? Deci asta e responsabilitatea noastră. Dar bă, ca să lați pe vizul să, să încheie, eu cred extrem de important să vă gândiți cei de acasă, la ce nu vă place, ce nu v-a plăcut, ceea ce detestați cel mai tare și pe care aveți posibilitatea, cel puțin teoretic, să schimbați. Dar dacă nu mergeți la vot, după aia ne. A intră un derizoriu. Care la emisiunea asta TV că tot suntem la pagina de medie Votați concurentul cu tare. Vai, mamă, ce rău îmi pare că n-a câștigat. Dar mata le-ai dat un SMS acolo? Păi nu. Păi vezi, așa și chestia. Te-ai dus, ți-ai făcut uh, datoria. E ca și când ai avea 200.000 de, de hârtii pe jos. A, rahat, oricum e murdar pe aici. Bă, băiatule, ia-ți hârtia ta. Și fi cu conștiința în păcat. nu trebuie să-i strâng nici hârtia lui, nici a ta. Mi-o arunc la gunoi. Și am conștiința că Față de ceilalți cetățeni, m-am comportat civilizat și față de mine însumi. Așa e și votul. Că nu merge nimeni la vot. E o tâmpenie. Du-te și votează. Du-te și, du și votează orice. Ce crezi tu? Nu. Cât te duce capul. Da. Că deocamdată trăim într-o democrație. C o, fi ba, bună, că o fi nu bună. Asta e altă discuție. Da, asta e altă discuție. Da. Important e ca oamenii să ducă să voteze. Că sunt convins că nu se va vota orice. Nu s-a ajuns niciodată. Am mai spus lucrul ăsta, am spus-o într-un concert acustic pe care l-am avut la circ și am văzut că m-a citat toată lumea, dar nu asta a fost ideea. Am spus-o pentru că așa am simțit și se lega în context. Da, aceasta este cea mai proastă guvernare pe care a avut-o România în ultimii, ultima sută de ani. Și mențin părerea pe care am spus-o. Deci nu vin cu nimic nou. Nu. Da. Așa. Marius, da, răspund așa. despre implicarea uh, în, în, viața civică și în jocul democratic. Viața civică e una, opțiunea politică aș disocia-o puțin. Uh, Odată suntem cetățeni, oamenii deja ne cunosc, suntem oarecum persoane publice, se uită mai atent la ce spunem noi și sunt mai dispuși să ne urmeze câteodată sfaturile, să zicem, sau să ne urmeze pe noi așa cum ne comportăm noi. Și atunci, cumva, noi trebuie să avem grijă cum ne exprimăm și ce exprimăm. Dar cetățeanul unei cetăți este cel activ. E cel care se implică și cel care spune nu-mi place asta sau aș vrea asta sau îmi place asta la altă. Nu? Al minter nu ai dreptul nici să pretinzi ceva, nici să aștepți de la alții să-ți facă, să-ți dreagă ce mai departe. Deci, ești participant la cetate? Participă în mod activ. Respectiv, ieși și la vot. E primul pas. spune părerea. Că părerea ta e ascultată sau nu? Asta e pasul doi. Dar în primul rând 2, spune ți da. părerea. Oricare ar fi ea. Doi, implicarea, să zicem, sociopolitică, în sensul în care tu începi deja să arăți cu degetul, să spui nume, să faci comentarii la persoană. Asta este o chestiune care ține strict de fiecare în parte. Nu e o obligație. Îi respect la fel de tare și pe cei care sunt muți, să spun așa, socialmente, nu se exprimă public. E dreptul lor inclusiv să tacă dar sunt obligați moralmente să participe la viața cetății. Să voteze, să, voteze ca să se exprime da. și așa mai departe. Să se, să se exprime prin vot, la asta mă refer, nu, nu vocal. În rest sunt liber să facă ce vrea. Eu personal mă implic. Scriu, pun poze, fac satiră, am o, o pagină, un album de fotografii pe care le găsesc de pe internet cu diverse personalități ale vremii. Se cheamă Mare artiști și călora le dau porecle sunt un fel de calambururi, un fel Zile de mea. așa, uh, să zic una, alege un personaj din uh, cele Dancila. de uh, Păi sunt multe, de exemplu când a întârziat la aeroport, când a venit uh, domnul Iuncăr, i am zis în ceata lui Pițigoi. <laughs> și am găsit și o poză cu părul vâlvoi, așa știi, parcă a alergat și rămăsese în urmă, să grebească să ajungă la... Da, uh, am, am câteva bune, de exemplu, iată, am și pentru Emil Constantinescu una, care mie îmi place foarte tare. Dormi, Chihote! <laughs> Bine, uh, vreau să mai zic o chestie. Problema e, vezi că uh, el face satiră, dar uh, mi se pare o mare greșeală de a satiriza uh, sau oamenii care se leagă de defectele fizice sau ale unui personaj politic, uitând ce pagube uriașe aduce la un asemenea personaj total nepregătit, asemenea marionete, pe care le aduc țării și pe care ți le aduc ție în bugetul tău de acasă, din buzunarul de acasă. Asta este important. Nu că aia are nasul așa, că Bine. păi și așa, că faci, ci faptul că este total nepregătită vis-a-vis uh, -vis de doamna și sunt atâția. Dar i-am spus că mi se pare cea mai slabă guvernare. Mi-a venit una pe loc. a venit una pe Nu, vreau, mine vreau să, să cobor nivelul discuției. Și pe, 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 copiii tăi. Te rog, te rog, te rog, te rog. Pe loc mi-a venit una. Vă las pe voi să identificați personajul. Varicela de la Vrancea. Păi <laughs> mi-a venit <laughs> pe loc. Nu știu cât e de bună. Da? <laughs> oh, Despre cine e vorba? Îi lăsăm pe cei care se să comenteze acolo. Da. da. <laughs> da. <laughs> nu e rău. Deci asta e pe loc. Încă n-am publicat-o, pot să o retractez, da? Mai mm -hmm. e chiar uite, mai e câteva așa pe da? final. că Am început uh, despre un serial. A, de comedie e să se să, să, să uite. Și am ajuns, am ajuns la tragedie, da. -am exact, și am ajuns la tragedie cu o dăm în derizori. Brumim, uh, evident. Stai că niciunul le mai țin minte pe toate acum. Sunt destul de multe. Are destul, Am, Nu nu, aici nu încă. Nu. după ce iese de la președinție. Adică nu, trebuie să-și termine întâi mandatul. Nu te De icoane nu te atingi. E frică că nu mai face seria a doua de la, liber ca De icoane încă nu te nu, 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 N-am găsit ceva așa puternic încă, dar lucrez, lucrez. Da, Adică ține-te și când o dai să da, fie... da, păi da, păi da o, uh, oh, sunt mai multe. Istețul cu, cum era, cu, cu colți de crepiți, de exemplu, ar fi una. Da? Așa, dar nu, mai, nu mai știu. Uh, am dat mai Vrezi. multe. Uh. Nu mai știu. Chiar nu le mai țin minte acum. Sunt câteva care au făcut. Da, da, da. da Mare artriști, țineți minte. la l-am prins pe ăsta pe, pe, pe zi Ștefănescu, cum îl cheamă, Codrin. Codrin da, 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 l-am prins la un moment dat cu mâinile așa, parcă să roagă și cu chelia aia lui așa și i-am zis lama. Uh, <laughs> <laughs> făcuse și niște declarații aberante și la la lama. Uh, cea mai așa, sunt, 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 multe, nu uitați și apreciați-le voi ce să spun. Mulțumesc, Marius. Și mersi, pe mersi mersi mulțumesc, și eu. pentru prezența <laughs> în, studio. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. I-am avut pe Ștefan Bănică și pe Marius Colabizante. Îi puteți vedea pe TV, doar pe zona de TV, în serialul liber ca pasărea cerului de pe Antena 1, acolo sunt... Duminică seară la, la ora 20, Orlando, respectiv, Ducu. Vă mulțumim că ați fost alături în, în această oră, chiar mai bine de o oră, este, este bine. V-am zis că va dura mai mult decât ne, <coughs> decât și decât ne un propunem. Pic. Mulțumim, vă mulțumim și vouă, celor care v-ați uitat la interviu. Sunt Petrișor Obaie. aceasta a fost ediția de astăzi a interviurilor, pagina de media, până la următoarea ediție, numai bine! Mulțumesc!